În mai multe situații am încercat să atrag atenția și să îi fac pe oameni să înțeleagă pericolul de a folosi metode evanghelistice care nu se găsesc în Sfânta Scriptură și care sunt periculoase. Dacă mă întrebați care e motivul principal pentru care continui să atrag atenția asupra acestor lucruri, este faptul că la mijloc este, în primul rând, destinul sufletelor oamenilor. Dacă aceste metode, punem probabilitatea, aceste metode nu sunt biblice, ci sunt metode de manipulare psihologică, sunt metode care duc oamenii în rătăcire, atunci înseamnă că ne jucăm cu sufletele oamenilor. Și asta eu cred și voi argumenta în continuare, iar voi veți judeca ceea ce eu spun. În al doilea rând, la mijloc este lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Noi nu putem fi inventivi, inovativi în lucrarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem evanghelizare, să predicăm, să chemăm oamenii cum Dumnezeu ne spune, da? La mijloc este gloria lui Dumnezeu, biserica în care intră oamenii care nu sunt convertiți cu pretenția că sunt convertiți, noi crezând că ei sunt convertiți, îi lăsăm să predice, să cânte, să roage, să se închine, nu știu ce să mai facă, să modifice la propriu istoria unei biserici, îi lăsăm pe oamenii aceștia care cu adevărat nu s-au întors la Dumnezeu. Și iarăși vreau să dovedesc lucrul acesta. Nu spun că în aceste evanghelizări despre care vom vorbi, nu sunt oameni care se convertesc cu adevărat. Ba da, sunt oameni care se convertesc cu adevărat. Dar în ciuda acestor metode, nu datorită acestor metode. Nu spun că oamenii care predică în aceste evanghelizări nu predică Evanghelia curată. Unii dintre ei predică, mulți dintre ei nu predică. Ar fi prea mult timp și spațiu ca să analizăm pe fiecare în parte. Nu spun că intenția acestor oameni este să manipuleze pe alții. Sub nicio formă asta. Nu spun asta. Nu judec intențiile lor. Eu nu cunosc intențiile inimilor oamenilor acestora. Da? Eu nu știu de ce fac ei lucrul ăsta și nu-i treaba mea să vede. Eu judec ceea ce se vede și ceea ce se aude. Și punem în lumina Scripturii dacă ceea ce fac ei este după cuvântul lui Dumnezeu. Din aceste puține motive, dar foarte importante, cred că este important să analizăm încă o dată dacă felul acesta de evanghelizare, felul acesta de chemare a oamenilor la mântuire, adică cu ridicat de mâini, cu venirea în fața altarului, cu repetarea de rugăciuni, cu venirea și bătutul în pioneze pe o cruce de genul ăsta a unor bilețele pe care ți-ai scris păcatele sau anumite dorințe și așa mai departe, întrebăm, judecăm, analizăm dacă aceste metode sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Eu zic că nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, zic că sunt periculoase, zic că sunt destructive și spun că ele trebuie scoase din uz, trebuie scoase din metodele noastre. Cel puțin dacă ne numim evanghelici, eu cred că ar trebui să încetăm pentru totdeauna să facem lucrul acesta. Haideți să ascultăm o scenă, nu vă pot pune toată scena, deși unii ne mulțumiți că nu pun mai mult din clipul acesta, nu pot pune toată scena, că ea durează vreo 10-15 minute. Scena asta, de exemplu, în care frate Cristian Bărbosu aduce crucea asta și îi cheamă pe oameni să-și pună bilețelele pe ea, s-a repetat în foarte multe evanghelizări, la Cluj, la Dej, la Iași, în multe locuri și toată chemarea asta, ghilimele de rigoare, ține vreo 10-15-20 minute, dar cu tot cu muzică și așa mai departe și este imposibil pentru mine la propriu să pun. Vă rog să ascultați doar o scenă, da? În care se face această chemare, așa zisă, la mântuire. Ce-ar fi că în această seară să vii să faci gestul de care vorbește Pavel? Să iei zapisul ăla pe care ai scris problema ta și să-l țintuiești aici pe cruce. Deci, în primul rând, este o eroare teologică fatală. Când Pavel vorbește despre luarea zapisului și punerea pe cruce, vorbește despre lucrarea pe care Iisus Hristos a făcut-o cu păcatele noastre. Lucrul ăsta s-a realizat odată pentru totdeauna. Nu facem noi asta, da? Asta e primul aspect foarte important. Nu facem noi ce a făcut Iisus. Iisus a pus zapisul. Iisus a spălat păcatele noastre. Nu noi facem asta pe o cruce fizică de lemn, da? Care arată de altfel foarte bine aici. Avem aici câteva pioneze. Astea sunt pentru tine. Dacă Hristos o coboră din slava Lui, a avut curaj să pășească între noi, să moară pe cruce. Oare noi n-avem curaj să venim cu problemele și poverile noastre în seara asta? Să le punem aici și apoi împreună cu frații păstori să ne rugăm? Nu se pun păcatele noastre pe crucea aia, prin pioneze. Deci, înțeleg, cineva va începe să spună, nu că e un limbaj metaforic, că de fapt e un simbol, că nu știu ce. Dom'le, nu se rezolvă problema așa. De ce să duci lumea în confuzie cu asemenea idei? Nu se rezolvă problema păcatului așa. Am pentru ele și să plecăm de aici atinși de Dumnezeu. Dacă simți că vrei să-ți predai viața în mâna Lui, scrie și numele tău pe acea foaie.
Biblia nu asta spune. Dacă simți că vrei să-ți predai viața lui Dumnezeu, Biblia spune să te pocăiești și să crezi. Nu dacă simți să-ți predai viața lui Dumnezeu, să vii să-ți bați păcatele scrise pe o foaie, pe o cruce de lemn, la o evanghelizare. Poate pune și număr de telefon să ne putem ruga pentru tine, să ne putem îngriji de sufletul tău. Dar, dragul meu, nu lăsa să treacă seara asta dacă Dumnezeu ți-a vorbit, fără să nu faci pasul ăsta către ea. Știu că nu ți-e ușor. Știu că nu-i simplu. Da. De ce metodele astea sunt greșite? Venit în fața altarului, ridicatul de mâini, repetarea rugăciunilor, punerea unei foi cu păcatele scrise acolo pe o asemenea cruce. De ce metodele astea sunt greșite? În primul rând, vedem în toată Sfânta Scriptură că atunci când Duhul Sfânt a lucrat, când Duhul Sfânt a cercetat oamenii, i-a iluminat, i-a convins, oamenii au răspuns lucrării supranaturale spirituale a Duhului Sfânt. La cinzecime au întrebat, fraților, ce să facem? Au rămas străpunși de Duhul Sfânt și au întrebat, fraților, ce să facem? Când Dumnezeu cutremură celula în care era apostol și temnicerul din Filip își dă seama de situație, vine și întreabă el pe ei, în urma cercetării, lucrării, iluminării, convingerii Duhului Sfânt, ce să fac ca să fiu mântuit? Deci nu vedem că predicatorul întreabă, ci vedem că Duhul Sfânt îl face pe om să întrebe. Și din punctul meu de vedere, presiunea asta psihologică, emoțională pusă timp de 10, 15, 20 de minute asupra oamenilor este o dovadă incontestabilă că acolo nu este lucrarea Duhului Sfânt. N-am niciun fel de dubiu în privința asta. De ce? Pentru că în Biblie văd că Duhul Sfânt îi făcea pe păcătoși să întrebe. Duhul Sfânt nu îl făcea pe predicatori să pună presiune asupra lor. Ăsta e primul aspect. Al doilea aspect, Scriptura spune că Duhul suflă încotro vrea. Nu încerca tu să forțezi lucrarea Duhului Sfânt. Nu încerca tu să manipulezi lucrarea Duhului Sfânt, că nu reușești. Da? Dacă omul acela este atins de Duhul Sfânt în mod suveran, că așa Duhul Sfânt a lucrat într-o seară, omul acela, el singur va întreba. Da? Din punctul meu de vedere și din ceea ce înțelegem și ar trebui să înțelegem din Sfânta Scriptură, este că aici este o negare foarte clară a suveranității Duhului Sfânt în convertirea omului, în evanghelizare. Nu e suveranitatea Duhului Sfânt. Doamne, dacă Duhul suflă încotro vrea, lasă-L Domnule să sufle și lasă spațiu ca să vezi acolo unde a suflat Duhul Sfânt. Unde a suflat Duhul Sfânt. Lasă spațiu. În al treilea rând, convertirea asta pe muzică, în timp ce cântă, vedeți, vedea, ăsta e scena care se repetă. În timp ce cântă, vedeți în Biblie undeva ceva din ăsta. Domnul Iisus Pavel spune, în timp ce cântă corul, da? În timp ce cântă muzica, în timp ce cântă trupa de... cu chitara, cu orga, cu ce mai cântă ei acolo, eu o să fac chemare, voi atunci trebuie să veniți. Nu rata ocazia asta. E ultima chemare, e ultima ta șansă. Vedeți pe apostol, pe Domnul Iisus Hristos făcând așa ceva. Vedem în biserica primară pe oricine făcând ceva de genul acesta. Mie înseamnă în mintea mea tipul ăsta de convertire mai mult cu ocultism, cu manipulare psihologică. Doamne, ca să faci pe cineva să răspundă pe muzică, să ridici o mână, nu ai nevoie de Duhul Sfânt. Deci ridicatul mâinii pe fond muzical este ocultism, domnule. N-ai nicio treabă. Sau cel puțin psihologie și manipulare psihologică. Cel puțin. Du-te la orice concert necreștin în care se cântă toate grozăviile și nebuniile și vei vedea că vei simți să ridici mâinile. Nu datorită mesajului, ci datorită muzicii. Nu e biblic așa ceva. Este psihologic, este manipulator, n-are nicio treabă. Nu are nicio treabă cu modelul poruncit, practicat, arătat, exemplificat de apostol. În al patrulea rând, tipul acesta de presiune neagă travaliul prelungit al convertirii, al nașterii din nou, prin care trec cei mai mulți oameni. Convertirea nu este așa. De unde e mentalitatea asta la noi? Dom'le, omul trebuie pac-pac într-o seară să rezolve problema. Este o cercetare, o frământare pe care o produce Duhul Sfânt în viața unui om. E o rană a conștiinței pe care o face Duhul Sfânt în viața unui om. Omul se frământă cu întrebări, cu probleme. Lasă să treacă prin travaliul acela, că dacă Duhul Sfânt începe să lucrează în viața lui, Duhul Sfânt își va duce lucrarea la bun sfârșit. Nu trebuie să-l faci tu, pac, imediat să rezolve problema acolo. Da? În al cincilea rând. Convertirea în esența ei, întoarcerea la Dumnezeu în esența ei, înseamnă mai mult nu tratat pe care îl faci tu cu Dumnezeu. Nu o semnătură pe care dai tu pe un contract. Nu un troc pe care îl faci cu Dumnezeu. Nu o afacere pe care îl faci cu Dumnezeu. Uite ce a făcut Dumnezeu, asta trebuie să faci tu. Ce este mai degrabă o cedare, o capitulare la picioarele Domnului Iisus Hristos. O oprire din alergătura lumii astea. O oprire din
încercarea de a te justifica, de a-ți face viața mai bună, încercarea de a te mântui pe tine însuți, încercarea de a-ți găsi fericirea, împlinirea fără Dumnezeu, încercarea de a-ți rezolva problema păcatului, te oprești la un moment dat, cedezi la picioarele Domnului Iisus Hristos. Nu este așa de mult a hotărâ, a decide, a face, a semna, a rezolva tu rapid problema. Nici tu omul ăla care a rezolvat, ci te oprești. Ci te oprești și Dumnezeu care a început deja lucrarea aceea în tine, Dumnezeu continuă făcând ceea ce trebuie să facă. În al șaselea rând, în tipul ăsta de chemări la evanghelizare, nu mai vedem smulgeri supranaturale din păcat. Nu mai vedem. Nu mai contemplăm felul în care Duhul Sfânt intervine și scoate oameni din păcat. Nu. Ci noi suntem acolo. Noi îi smulgem. Noi smulgem decizii. Noi smulgem răspunsuri. Noi vrem să smulgem rezultate. Vrem să vedem rezultate, domnule. Vrem să vedem că funcționează metodele noastre. Și asta este o problemă foarte gravă. Nu mai vedem ce vedeam altă dată. Nu mai vedem cum Duhul Sfânt intervenea supranatural și cum spune Pavel așa de frumos în 1 Corinteni capitolul 14. Oameni care cercetați de Duhul Sfânt prin cuvântul Evangheliei sunt cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta. Dumnezeu dă tainele inimilor lor pe față și ei răspund, domnule. Ei răspund, da? În al șaptelea rând, în convertirile astea, tipul ăsta de convertire, da, se neagă faptul că convertirea, pocăința, este un act profund rațional. Este o noire a minții. Omul gândește diferit cu privire la el, cu privire la trecutul lui, cu privire la păcatele lui, cu privire la relația lui cu Dumnezeu, cu privire la viața pe care a trăit-o până atunci, cu privire la persoana Domnului Iisus, cu privire la jertfa Domnului Iisus, cu privire la metoda de mântuire, cu privire la veșnicie, la judecată, la viitor. Este un act profund rațional. Când eu îl pun pe om să decide pe fond muzical, pe fond profund emoțional, eu neg însă și esența întoarcerii la Dumnezeu, însă și esența pocăinței și a convertirii. În al optulea rând, asocierea unui act fizic de venire în față, de țintuire pe o cruce, de repetarea unei rugăciuni, de ridicarea unui mâini, asocierea unui act fizic cu actul mântuitor este greșit. Pentru că actul mântuitor, evenimentul mântuitor, este un eveniment profund, esențial, fundamental, spiritual, nu fizic. Să-i spun, vină la Domnul Iisus, adică să vină în față, este greșit. Venirea la Domnul Iisus este un act spiritual, este un act al credinței. Este un act invizibil, este un act lăuntric, n-are nicio treabă cu venirea în față, n-are nicio treabă cu ridicarea mâinii, n-are nicio treabă cu repetarea papagalicește a unei rugăciuni, n-are nicio treabă cu ducerea unui foi și punerea pe cruce. Domnule, n-are nicio treabă cu asta. Nu are nicio treabă cu lucrul ăsta. Nu este un act fizic, este un act spiritual. De ce se duce oamenii într-o confuzie și într-o asemenea rătăcire să creadă că actul fizic pe care l-au făcut ei este de fapt întoarcerea lui la Dumnezeu când în Biblie nu vedem asta, da? Când în Biblie nu vedem asta. În al nouălea rând, am repetat asta, dar vreau să-l pun distinct, ca un punct distinct în argumentul meu, este o presiune sentimentală, emoțională, extraordinară. Și lucrul ăsta nu este normal. Dacă Duhul Sfânt lucrează în minte și îl convinge și îl străpunge și îl iluminează și îi arată frumusețea lui Hristos, sentimentele vor urma. Nu trebuie eu să lucrez la sentimente. Nu trebuie eu să-l fac prin muzică sau nu mai știu prin ce vorbe bine meșteșugite, Doamne. Doamne, să fac ca el să ia o decizie, să dea un răspuns. Că acum vreau eu să facă lucrul ăsta, da? În al 10-lea rând mai văd un obicei, din punctul meu de nebiblic, de mijlocire, un fel de mijlocire din asta preoțească, specială a predicatorilor. Eu vină, uite, eu țin crucea, eu sunt aici, eu mă rog pentru tine, eu te duc. Nu, singurul care mijlocește mântuirea noastră este Domnul Iisus Hristos. Singurul care mijlocește aplicarea mântuirii noastre este Duhul lui Dumnezeu. Predicatorul trebuie să-și facă treaba de a predica Evanghelia și de a explica omului felul în care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Repet, un act profund spiritual. Nu este el în niciun fel un mijlocitor. Uite, dacă faci ce-ți spun eu, da? Dacă repezi după mine, eu știu formula corectă ca tu să îți rezolvi problemele, ca tu să îți rezolvi problema cu Dumnezeu, problema veșniciei, problema păcatelor. Ei, profund greșit. Profund greșit. Senzația pe care mi-o dau mie, evangheliștii ăștia, când fac lucruri pe care nu le-a făcut nici Domnul Iisus Hristos, nici apostolii, nici biserica primară, este că ei sunt un fel de șaman din ăștia spiritual, un fel de preoți, o nouă preoție de oameni care au niște formule speciale, nebiblice, pentru a-i duce pe oameni la mântuire. În al 11-lea rând, vedem foarte clar din Sfânta Scriptură că nu acesta este metodologia
apostolică în evanghelizare. Nu, acestea sunt metodele pe care apostolii le-au practicat și le-au predicat în evanghelizare. Nu vedem asta la apostol. Ce vedem acum este o respingere totală pe față a metodelor apostolilor. Deci eu vă invit pe toți care ascultați clipul ăsta să deschideți Biblia, Cartea Faptelor Apostolilor, unde avem înregistrate atât de multe evenimente de evanghelizare, și să-mi arătați un singur loc, unul singur, în care este găsită o singură metodă în asta. Una singură, da? Un singur loc, o singură metodă. Crucea în față, cu corul care cântă, cu chemările astea insistente timp de 15-20 de minute, cu repetarea de rugăciuni, cu venirea în fața altarului. Ce-o fi ăla, trebuie să ne explice ei. Doamne, arătați-mi un singur eveniment, arătați-mi un singur. Nu vi se pare chiar, bă, chiar niciun apostol nu și-a dat seama că funcționează așa de bine metodele astea? Doamne, chiar 1900 de ani până să apară metodele astea, nimeni în biserică nu și-a dat seama că metodele astea sunt bune. Chiar de 500 de ani de când e reforma, niciunul dintre reformatori, niciunul dintre oamenii care au evanghelizat lumea asta, care s-au dus ca misiune, nu și-au dat seama că asta e metoda bună. Doamne, noi suntem mai deștepți ca apostolii. Noi suntem mai deștepți ca apostolii. Asta este o problemă foarte gravă, din punctul meu de vedere, da. În al doilea rând, în al 12-lea rând, am precizat întreagă și mai spun o dată lucrul acesta, ce vedem în tipul acesta de chemare la mântuire, este o smulgere de răspunsuri, o cerere a răspunsului. În Biblie nu vedem așa. În Biblie este predicarea Evangheliei și este o chemare la mântuire. Dar nu se cere, nu se smulge răspunsul. Răspunsul vine de la omul păcătos în urma lucrării Evangheliei, acompaniată de puterea și de lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Da? Uitați-vă în Biblie. Uitați-vă în Biblie. Domnul i-a deschis inima Lidiei. Au rămas străpunși de Duhul Sfânt și au întrebat, da? Temnicerul, sub lucrarea Duhului Sfânt, sub presiunea Duhului Sfânt, nu presiunea predicatorului, da? A întrebat, ce să fac ca să fiu mântuit? Tâlharul de pe cruce. El reacționează Domnului. Hristos nu-i spune nimica. El reacționează, da? Sutașul, cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Când s-a făcut lucrarea lui Dumnezeu de săvârșit acolo, n-a fost nevoie de o smulgere a unui răspuns, de o cerere a unui răspuns, pentru că el a fost lucrat, generat de Duhul Sfânt. În al 13-lea rând, întrebați-vă următorul lucru. De ce 1900 de ani biserica adevărată a Domnului Iisus, sau există biserici care au fost apostate, niciun fel de discuție pe tema asta. De ce 1900 de ani n-am avut nevoie de metodele astea? Ce e așa de special la generațiile astea, două, trei, că ei nu se pot converti cum s-au convertit prin ceea ce ne spune Scriptura că trebuie să se convertească, prin predicarea nebuniei crucii Domnului? De ce? Nu vi se pare problematic lucrul ăsta? Mie mi se pare. În al 14-lea rând, cum de marele promotor al acestor metode, care a fost Charles Finney, a fost un pelagian și un eretic. Cel care a inventat metodele astea, pe care oamenii aceștia le iau fără niciun fel de stres, fără niciun fel de probleme. Să se întrebe, domnule, cum de în Biblie nu văd lucrurile astea? Cum de 1900 de ani în istoria bisericii n-a fost așa ceva? Cum de cel care a inventat metodele astea și le-a promovat și le-a promulgat și le-a gândit și le-a dezvoltat, este un mare eretic care a negat căderea omului în păcat, care a negat necesitatea harului, care a negat justificarea numai prin credință? Cum de un eretic a inventat metodele astea și noi, fără să gândim deloc, luăm lucrurile astea și le implementăm în mișcarea evanghelică, în mișcarea neoprotestantă? Noi măcar spuneți-vă foarte clar, domnule, noi nu mai suntem evanghelici, noi nu credem în suficiența Scripturii în ceea ce privește metodele de evanghelizare. Noi nu credem în suficiența Scripturii. Noi credem că Charles Finney a fost mai deștept decât Apostolul Pavel, decât Domnul Iisus Hristos și mai deștept decât toți oamenii mari care au trăit în 1900 de ani în istoria bisericii. Asta credem noi și noi asta vrem să facem, domnule. Spuneți lucrul ăsta deschis măcar, da? Și în ultimul rând, statistic vorbind, în realitate metodele astea de evanghelizare nu funcționează. Nu funcționează, nu dau rezultate. Milioane de oameni care s-au convertit în ghilimele, da? La cruciadele astea de evanghelizare, în Europa, în America, începând de la Charles Finney, continuând cu marele Billy Graham și așa mai departe, milioanele astea de oameni sunt de negăsit. Sunt oameni neconvertiți, oameni care nu sunt în biserică și chiar dacă ar fi în biserică, deci statistic vorbind, cei mai mulți oameni nu sunt în biserică. Procentajul este foarte mic din evanghelizările astea de oameni care rămân în biserică. Procentajul este extrem de mic. Puteți căuta pe internet să vă
convinge singuri, chiar dacă ar rămâne toți în biserică. Asta nu este dovadă că sunt convertiți, pentru că nu s-au convertit după cum zice Sfânta Scriptură. Durerea mea mare este următoarea, pentru oamenii aceștia care se înșeală. Durerea mai mare este pentru bisericile care se umple de oameni neconvertiți. Durerea mai mare este pentru că nu mai credem la propriul sola Scriptura. Nu mai credem că Scriptura ne spune ce trebuie să spunem în evanghelizare și cum trebuie să chemăm oamenii la evanghelizare. Durerea mea mare este că biserici care spun evanghelice, protestante sau neoprotestante, practică lucruri care nu au nicio treabă nici cu reforma, nici cu protestantismul. Nicio treabă nouă. Și nu au nicio treabă, de fapt, cu Biblia. Și chemarea mea pentru voi este să gândiți lucrurile astea, să le puneți în lumina Scripturii și să nu vă temeți să vă întoarceți la metodele biblice. Să nu vă temeți să vă întoarceți la Evanghelia biblică. Să nu vă temeți să vă întoarceți la Biblie în ultimă instanță. Cred că unul dintre domeniile în care avem nevoie extrem, extrem de mult de reformă este evanghelizarea. Dumnezeu să ne ajute.